Singura școală de la Malul cu Flori rămasă neînchisă, care se află în centrul localității, este neîncăpătoare pentru copii. Aici se învață pe două schimburi, iar ca să fie clase suficiente, cancelaria a fost desființată, iar acolo învață grupa pregătitoare. Este în lucru un nou proiect pentru obținerea de fonduri europene pentru construirea unei noi clădiri. Stăm prost sau foarte prost la capitolul unitate de învățământ, datorită faptului că s-au închis unele școli sătești. Învățăm astăzi într-o școală centrală în două schimburi. Am mai spus-o eu și o spun, da. Cred că suntem una dintre pe singurele localități din județul Dâmbovița care învățăm în două schimburi. Știm ce înseamnă învățământul în două schimburi. Nu ne-a plăcut, nu ne place, dar dacă avem numai patru clase și o cancelare pe care am transformat-o într-o clasă pentru clasa 0, nu este ok și nu avem toate condițiile necesare. Drept pentru care am scris un proiect pe care l-am și depus pe POR, pe fonduri europene, că bugetul nu ne permite acest lucru. Proiectul este eligibil, așteptăm finanțare. Dorința primarului Ion Constantin este să construiască o clădire nouă în prelungirea actualei școli. Noua școală va deține și o sală de sport cu dotările necesare. La ora actuală, copiii nu au unde să își desfășoare orele de sport. Lângă cea veche se va construi o nouă clădire. Lângă cea veche, adică vom folosi clasele din cea veche, pentru că mai nou noi suntem și într-o zonă istorică și avem un centru istoric și nu ne-a permis demolarea construcției vechi, deci va trebui să păstrăm fațada și partea din față a clădirii. Lângă aceasta să venim cu săl de clasă, să putem să învățăm într-un singur schimb, cu laboratoare, cu ateliere pentru buna desfășurare a unității de învățământ. Concluzionând, pentru unitatea administrativ-teritorială de la Malul cu Flori, ultimii ani au fost destul de rodnici. Până acum s-au investit 18 milioane de lei prin proiecte europene și guvernamentale, adică bugetul localității adunat în 45 de ani.